Ce înseamnă agroinvest? Agroinvest este iarăși un program pe care Fondul Național, Ministerul de Finanțe l-are în Planul Național de Investiții și Lansare Economică. El era prevăzut să înceapă la anul, dar a început mai devreme. Și practic prin acest program se acordă cele două tipuri de facilități, capital de lucru și investiții pentru agricultori, cu aceleași procente ca la IMM Invest, numai că aici avem perioada de grație mai mare, adică dacă la IMM Invest perioada de grație e 1,5 ani, aici avem 24 de luni, 2 ani și apare alocația nerambursabilă. Practic se poate acorda alocație financiară nerambursabilă de maxim 10% din valoarea creditului, dar nu mai mult de 120.000 de euro. Deci asta e noutatea. Da, este programul. Complementaritatea și este un program care deja a fost notificat și a fost aprobat de Comisia Europeană. Așa cum am spus, în ultima ședință de guvern a fost în primă lectură. Ați stabilit cumva și condițiile de eligibilitate? Noi deja și avem și normele, că am lucrat în paralel. Și ordonanța va intra la pachet cu normele de aplicare și va fi un subprogram în cadrul IMM Invest. De ce? Pentru că vom face acte adiționale la toate cele 23 de bănci. Adică încercăm să mai reducem din acest timp în care trebuia să facem convenții cu alte bănci. Nu, aici va fi act adițional cu toate cele 23 de bănci care să acorde acest tip de credite garantate de stat cu aceste facilități, cu alocații nerambursabile de maxim 120.000 de euro pe firmă.